Jurnalele RTT. Știri la fix. S-a votat scenariul roșu pentru încă două unități de învățământ din județul Brașov. Prefectul Mihai Cătălin Văsie a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În vederea dezbaterii și votării propunerilor de aplicare a scenariului roșu în cazul școlii gimnaziale din comuna Șoarș și al grădiniței cu program prelungit numărul 22 Micul Prinț din Brașov. Propunerile de aplicare a scenariului roșu, ce presupune participarea tuturor preșcolarilor și elevilor doar la activități și lecții online, au fost făcute de consiliile de administrație ale celor două unități, din care fac parte și reprezentanții părinților, și au fost avizate de Direcția de Sănătate Publică Brașov și de Inspectoratul Școlar Județean. În cazul grădiniței cu program prelungit 22 Micul Prinț, cauza este confirmarea infectării unei educatoare cu noul coronavirus. Situația este diferită la Șoarș. În privința școlii gimnaziale din localitatea Șoarș, comună unde incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 este de 2,76 la 1000 de locuitori, propunerea a fost motivată de necesitatea protejării elevilor, dat fiind faptul că aceste cazuri au avut mulți contacți, iar comunitatea este expusă unui risc crescut de infectare. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au aprobat, prin vot unanim, instituirea scenariului roșu. Directorul executiv al DSP Brașov, dr. Andreea Neculau, a explicat că membrii CJSU nu doresc să bulverseze procesul de învățământ, dar nici nu este permisă expunerea copiilor la risc. La Șoarș este vorba de 6 cazuri, dintre care unul este al unui elev al școlii respective. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au aprobat instituirea scenariului roșu până în data de 1 octombrie în cazul școlii gimnaziale din Șoarș, respectiv 21 septembrie în cazul grădiniței cu program prelungit 22 Micul Prinț. Spitalul modular din curtea Spitalului Județean a primit o donație din partea Crucii Roșii Brașov. Bolnavii de COVID-19 internați în secția de terapie intensivă de aici vor beneficia de un aparat performant care să-i ajute în lupta cu perfidul virus. Ne-am gândit și în campania națională România salvează România, am donat acest aparat în valoare de aproximativ 40.000 de euro. Este un aparat performant, cum vă spuneam, care va ajuta cu siguranță la salvarea multor vieți. Pentru Spitalul Modular, donația este binevenită în lupta cu noul coronavirus. Aici avem un ventilator care este de fabricație nemțească, făcut în Germania, de înaltă performanță, care bineînțeles o să-l folosim în spitalul modular COVID, care îl vedeți și care este gata, la bolnavii care, din păcate, în continuare sunt în număr destul de mare și în Brașov și în toată țara. Ventilatorul și consumabilele aferente dăruite spitalului modular nu sunt singurele donații făcute de Crucea Roșie Brașov. În cursul zilei de astăzi mai donăm la Spitalul de Boli Infecțioase materiale, măști, consumabile, la Spitalul CFR, la Spitalul din Săcele, la toate spitalele care sunt COVID acum. Valoarea totală a donațiilor făcute astăzi de Crucea Roșie Brașov este de 62.000 de euro. Până la sfârșitul anului, 85% din zona nouă a cartierului Tractorul va fi iluminată public. Primăria Brașov a finalizat lucrările de extindere a iluminatului public pe cele mai multe străzi din zona nouă a cartierului, cuprinse în pachetul de investiții dedicat acestui serviciu public. Lucrările presupun realizarea unui sistem de iluminat nou, compus din rețele de alimentare subterane, stâlpi metalici și aparate de iluminat cu tehnologie LED, precum și implementarea unui sistem de telegestiune pe străzile aflate în domeniul public și care asigură accesul la casele sau ansamblurile de blocuri din cartier. Lucrările constau în pozarea cablului de alimentare în subteran, montarea de stâlpi metalici de 6 sau 8 metri în funcție de dimensiunile străzii și dotare cu corpuri de iluminat de tip LED. Momentan lucrările sunt în desfășurare și până la sfârșitul anului cam 85% din zona locuibilă a cartierului va fi gata.
Este recunoscut la nivel național, Brașovul stă foarte bine la ceea ce înseamnă serviciul de iluminat public. Cu 5 ani în urmă, într-un studiu făcut de Institutul de Politici Publice, Brașovul se clasa pe primul loc în rândul orașelor mari. Iar în 2018 a început cel mai important proiect de extindere a iluminatului public în cartierele noi. Există însă tronsoane de străzi cuprinse în actuala etapă de extindere, care nu au reglementată situația juridică și de aceea nu se pot executa lucrări din fonduri publice. Pentru soluționarea problemei, în luna august a fost semnat un act adițional, prin care au fost introduse alte străzi pe care să se deruleze această investiție. Acestea sunt Cascadei, Dihamului, Mălinului, Pomiculturii, Fânului, Calea Feldioarei, tronson ocolitoare limita municipiului Brașov, Vasile Goldiș, Cucului, Bucegi, Curmăturii și Ioan Clopoțel. Record de noi cazuri de COVID-19 la nivel național. Până miercuri 16 septembrie pe teritoriul României au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 5.252 în județul Brașov. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 35 dintre acestea sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 714 persoane au fost retestate pozitiv, dintre care 24 în județul Brașov. Până miercuri au decedat 4.285 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 15 septembrie, ora 10, 16 septembrie, ora 10, au fost înregistrate 49 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 33 de bărbați și 16 femei, erau internați în spitale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea și municipiul București. 3 dintre decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani. 4 decese au fost înregistrate la categoria 50-59 de ani. 16 decese la categoria 60-69 de ani. 15 decese la categoria 70-79 de ani și 11 decese la persoane de peste 80 de ani. Toate cele 49 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.854. Dintre acestea, 471 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 2.136.544 de teste. Dintre acestea, 25.991 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.542 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.449 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategică, au fost raportate și rezultatele a 529 de teste prelucrate anterior și transmise până la data de 16 septembrie. Pe teritoriul României, 11.164 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.782 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 37.206 persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 8 persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în 24 de ore 435 de sancțiuni contravenționale. Marți a fost constatată și o infracțiune pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Vă amintim, la linia Telverde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Guvernul României a alocat în aceste zile 1,33 de miliarde de lei pentru echilibrarea bugetară a mai multor localități din țară. Socialdemocrații brașoveni se declară însă nemulțumiți de modul în care au fost alocați banii pentru localitățile din județul nostru. Vreau să-mi exprim indignarea pentru sumele primite de comunitățile conduse de primari PSD, pentru faptul că au primit
câte 250.000 de lei în bătaie de joc, în timp ce anumite localități PNL, cum este de exemplu Beclean, care a primit 1 milion de lei, Voila 1 milion de lei, comună care n-a fost în stare, de fapt a avut un excedent bugetar de 1,5 milioane de lei, ceea ce înseamnă că nu a fost în stare să-și cheltuie proprii bani din buget. Candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov din partea PSD spune că în timpul guvernării PSD banii de la guvern au fost alocați echitabil și a cerut președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, să remedieze această nedreptate. Contactat telefonic, Adrian Veștea a declarat că alocarea banilor este o decizie a guvernului pe care nu o poate comenta. La Brașov reîncep spectacolele în sală cu gong și cortină. Primul eveniment al teatrului Sica Alexandrescu va fi joi 17 septembrie de la ora 19. Teatrul Sica Alexandrescu are bucuria să vă invite la teatru. De data aceasta, la propriu, deschidem ușile sălii noastre, și anume a sălii mari. Vom începe cu primul nostru spectacol după multe luni de, hai să-i spunem, experiențe, alte experiențe. Vom începe cu spectacolul Mincinos, un spectacol pe care îl dedicăm memoriei colegului nostru Marius Cisar. Dar în această sală, sala mare, se vor juca toate spectacolele teatrului, atât cele ale sălii studio, cât și firește cele ale sălii mari. De aceea, 182 de persoane pot intra în această sală și vă așteptăm cu drag. Pentru siguranța sanitară, cei 182 de spectatori vor purta obligatoriu măști, care trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Accesul se face conform marcajelor și indicatoarelor amplasate în sala de spectacole. La îndemâna tuturor vor fi dispensere și produse de igienă. Jurnalele RTT. Știri la fix.